splendori de bine lăsata, știind destinul său. Când pe crucea de pe Golgota pentru noi viața e, Iisus ne-a iubit, pentru noi s-a jertfit. Azi cânt că marea iubire dar Iisus ne-a iubit.
Slăvit și proslăvit să fie Domnul! Dragi și surori, mai întâi de toate vreau să mulțumesc Domnului, apoi și fraților, pentru oportunitatea de a sluji. S-a citit textul acesta și când am citit textul acesta, Domnul mi-a pus câteva gânduri pe inimă care aș vrea ca să le împart cu voi. Nu mai voi reciti, doar voi reaminti din Luca, capitolul 19, cu versetul 41. Vedem și formulează aici și ni se spune că atunci când s-a apropiat Iisus de cetate și când a văzut-o, ne vorbește că a plâns pentru ea. Vedem Iisus a plâns pentru ea și apoi vedem cum o să înceapă ca să descrie starea spirituală căzută a cetății și de ce a plâns pentru ea. Și vedem cum așa Iisus, cum s-a apropiat de cetate și când a văzut-o și a plâns pentru ea, tot așa cred că Iisus se apropie și de noi în ziua de astăzi. Se apropie și de biserica sa, se apropie și de biserica Maranata, ca să ne privească, ca să vadă care lucruri sunt noi. Vedem că aici vorbește că s-a apropiat și ne vorbește că a plâns pentru ea. Sentimentul acesta sau expresia aceasta când cineva plânge pentru cineva, nu cred că se poate face din ură, nu cred că se poate face din răutate. Vedem că Iisus a plâns pentru ea din cauza că l-a durut pentru ea. I-a părut rău pentru ea. I-a fost milă pentru că știa ce lucruri au să urmeze din cauza stării căzute în care s-a găsit. Din cauza că a văzut că era lipsă de Dumnezeu, era lipsă de prezența lui Dumnezeu în viața lor. Era lipsă de lucrurile care erau esențiale și care sunt valoroase pentru un om. Și vedem că după ce spune lucrul acesta, vedem că nu doar că a plâns pentru ea, și vedem că o învață, îi zice: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care îți puteau să-ți deie pacea. Vedem, îl doare pentru că nu a recunoscut lucrurile acestea. Ca să înțelegem care sunt lucrurile care ne dau pacea și ca să putem să urmărim lucrurile care ne pot da pacea, trebuie ca să înțelegem în primul rând care este pacea. Ca să putem urmări un lucru, ca să putem să-l căutăm, ca să putem să-l alergăm, trebuie ca să înțelegem și să clarificăm ce este lucrul acela, nu? Ca să fie căutarea noastră cât mai eficientă și cât mai clară și ca să putem să găsim ceea ce căutăm. Și ne vorbește aici că lucrurile care îți aduc pacea, nu era vorba că n-a căutat pacea, nu este problema că oamenii nu caut pacea. Vedem că orice om pe lumea aceasta caută pacea și își dorește pacea pentru sufletul său. Își dorește liniștea pentru sufletul său, își dorește fericirea, își dorește împlinirea sufletului său. Dacă nu ar fi așa, n-ar fi atâtea dominații, n-ar fi atâtea tot felul de practici, dragi frați și surori, tot felul de păreri, tot felul de direcții în care oamenii alerg. De ce? Din cauza că omul este neliniștit și din cauza că omul caută ceea ce este divin, ceea ce îi aduce pacea, ceea ce îi aduce liniștea. Și vedem că tot așa și ei n-au înțeles care lucrurile care aduc pacea. Îi vedem pe oameni și caută pacea în tot felul de locuri. Îl caută în sport, îl caută în bani, îl caută în valor, îl caută în pofte împlinindu-le și crezând că așa își pot împlini ei sufletul lor. Prin tot felul de modalități își caut oamenii pacea. Și vedem aici că apoi când merge în templu, ne arată în primul rând și ne arată care sunt lucrurile care nu ne aduc pacea. Și vedem că ne spune aici la versetul 46 sau la versetul 45, că atunci când a mers în templu, a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Deci vedem un lucru care nu ne aduce pacea, dragi și sunt bogățiile lumii aceștia. Dacă pe primul loc în viața ta sau sursa bucuriei tale îți caut să fie cariera ta, caut să fie banii tăi, caut să fie lucrurile acestea materiale, să înțelegi că nu în ele vei găsi pacea ta. Vedem că cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre templul Duhului Sfânt și ne vorbește despre templul care suntem noi, dragi frați și surori. Și vedem că vine și ne spune în 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 18, începe și ne spune: fugiți de curvie. Și apoi în continuare ne vorbește că nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt, El locuiește în voi, voi L-ați primit.
Un alt lucru care nu-ți dă pace, ne vorbește aici, fugiți de curvie. Dacă vrei ca în templul sufletului tău, în viața ta, în inima ta, dacă vrei să locuiască pace, dacă vrei să locuiască Iisus, dacă vrei să locuiască bucuria, atunci ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu clar, fugi de curvie, fugi de pofte, fugi de aparențele care vin din partea vrăjmașului și prin care vrea să te prostească și prin care vrea să te facă să crezi că vei găsi pacea, că vei găsi stabilitatea, că vei găsi bucuria pe care o dorești. Nu ți-o poate împlini. Haideți să clarificăm un pic mai mult și mai adânc care este pacea. Care este pacea adevărată pentru noi? Și vedem că în Roman 5 cu versetul 10 ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu, căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Ne vorbește aici despre o împăcare, despre nevoia pentru noi ca oameni, ca creație, să fim împăcați. Cu cine? Cu Dumnezeu. Așadar înțelegem că pacea pe care o primim, atunci când suntem împăcați cu Dumnezeu, o putem primi doar prin Iisus Hristos. El este singura modalitate. El este singurul pod, dacă am să o numesc așa, înspre Dumnezeu, înspre pacea noastră. Vedem că noi suntem templul Duhului Sfânt, noi suntem creați ca creatura lui Dumnezeu, ca să căutăm ca în viața noastră să aibă Dumnezeu loc. Suntem așa creați și făcuți ca să fim împliniți, să avem pace atunci când este prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Dacă nu este prezența lui Dumnezeu în viața noastră, atunci nu putem să avem pacea. Că așa suntem creați, așa ne este lăsat în noi. Prin conștiință, prin tot felul de circumstanțe, Domnul ne vorbește și ne arată. Dacă vrei să ai pace, atunci caută împăcarea cu mine, cu Creatorul tău, cu Dumnezeul tău. Și vedem că împăcarea aceasta o putem primi doar prin Iisus Hristos. Vedem că în Isaia, capitolul 9, cu versetul 6, am învățat din perioada sărbătorilor despre nașterea lui Iisus Hristos, care sunt caracteristicile lui Iisus Hristos. Și vedem că printre altele, nu le citesc pe toate, dar printre altele, vedem că una din caracteristicile lui Iisus Hristos este că El este Domn al Păcii. Așa îl numește cuvântul lui Dumnezeu pe Iisus. El este Domn al Păcii. Dacă El este Domn al Păcii, înseamnă că numai prin El poate să intre pacea în viața mea. Numai când El e Domn în viața mea, peste mintea mea, peste hotărârile mele, peste dorințele mele, peste interesele mele, numai când ele sunt supuse lui Iisus Hristos, atunci pot să profit și eu de caracteristica asta lui Iisus Hristos, care este pacea pentru sufletul meu. Atunci trebuie ca să reformulăm întrebarea. Cum căpătăm pacea? Cum căpătăm pacea se transformă în cum căpătăm pe Iisus Hristos, cum îl primim pe Iisus Hristos în viața noastră. Pentru că Iisus este Dumnezeu, Iisus este pacea. Și vedem că Iisus de la începutul mersului Lui sau de la începutul prezenței Lui pe pământul acesta ne-a arătat cum îl putem să-L primim. Vedem în primul rând când s-a născut, vedem că s-a născut într-un grajd. După aia vedem prin trăirea Lui, prin umblarea Lui, ne arată o caracteristică anume. Apoi vedem când a ales pe ucenici, așa cum s-a vorbit dimineața aceasta, din ziua aceasta, vedem că a ales pe oamenii care au fost simpli. După aia vedem în continuare, propăduirea Lui a fost una simplă. Și ne vedem că ne vorbește că dacă dorește cineva să mă urmeze, dacă are cineva dorința aceasta să mă urmeze, atunci ne vorbește să se lepede de sine, să ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Care este cheia, dragi și surori, ca să putem să căpătăm pacea, pentru ca să putem să-L primim pe Iisus Hristos? Este smerenia. Cheia este smerenia. De ce avem nevoie de Iisus Hristos? De ce în viața noastră poate să vină pacea doar prin Iisus Hristos? Și în Isaia, capitolul 59, cu versetul 1, sau haideți să citim de la versetul 2, ne vorbește: cine legiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Avem nevoie de Iisus Hristos și avem nevoie de iertarea Sa,
pentru că doar prin iertarea sa ne pot fi iertate păcatele noastre. Atunci când păcatele ne despart de Dumnezeu, înseamnă că ne despart totodată de pacea noastră sufletească, de împlinirea sufletului nostru sufletesc. De aia avem nevoie de Iisus Hristos, de aia doar prin jertfa sa, doar prin moartea sa, doar prin credința în El putem să căpătăm pacea, căci totodată prin El căpătăm iertarea păcatelor. Cât timp în viața noastră rămână păcatul, atât timp vom fi despărțiți și va rămâne departe de sufletul nostru și pacea. Avem exemple din Biblie, de la frați și surori, și vedem așa de bine explică David atunci când a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Așa de bine explică prin psalmii lui starea lui sufletească atunci când a acceptat păcatul. Atunci când a zis că trăiesc cu păcatul, atunci când a zis că ignoră conștiința care îl mustră și că continuă așa cum a făcut. Și ne vorbește că zi și noapte nu putea să doarmă, își vărsa lacrimi, ne vorbește că gemea sufletul său de durere. Nu avea pace David din cauza păcatului, nu avea liniște. Și vedem că doar din momentul când s-a căit, când s-a smerit, când s-a recunoscut înainte lui Dumnezeu, abia atunci a putut să cântă iarăși despre bucuria mântuirii, despre pacea în Iisus Hristos, despre încrederea neclintită în Iisus Hristos. Este clar, nu? Atunci când am păcătuit, atunci când am greșit și rămân ascuns cu păcatul meu, normal că n-am aceeași curaj de a vorbi despre Dumnezeu, de a-L proclama pe Dumnezeu, de a spune că El este încrederea mea, El este nădejdea mea, dar din momentul când sunt iertat, din momentul când am înțeles ce a vrut să spună David când a spus ferice de cel cu fără de legea iertată, de ce este ferice de el? De ce este ferice de tine dacă profiți de iertarea în Iisus Hristos? Este ferice de tine că atunci primești pacea adevărată, primești bucuria adevărată, primești împlinirea adevărată, primești nădejdea adevărată, încrederea în Iisus Hristos, care nu înșală și care nu se compară cu nimic altceva în lumea aceasta. Vedem că în Isaia capitolul 53 cu versetul 5 ne vorbește că pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Un alt cuvânt care întărește lucrul acesta și care ne clarifică încă o dată căci Iisus este calea, adevărul și viața. Nu este o altă posibilitate, nu este o altă modalitate de a ajunge la Tatăl, la Dumnezeu, decât prin Iisus Hristos. Domnul să ne dea putere, să înțelegem lucrul acesta, ca să Domnul să ne dea puterea să ne smerim, să ne căim și așa cum a provăduit Iisus de la început, să înțelegem cât de simplu este. Numai noi să fim cu inima deschisă, numai noi ca să lăsăm la o parte părerile, încredințările, să venim la cuvântul lui Dumnezeu și să-i mărturisim, să-i spunem, Doamne, am nevoie de Tine. Doamne, am nevoie de pacea Ta, am nevoie de liniștea Ta. Am nevoie de călăuzirea Ta, am nevoie de implicarea Ta în viața mea. Pentru ca să pot să fiu un om în care locuiește pacea, liniștea, bucuria și dragostea în Tine. Vedem că în Roman, capitolul 10, cu versetul 8, este un cuvânt foarte bine cunoscut, pe care mai l-am citit, dar mi este drag să-l citesc, pentru că ne arată și clarifică încă o dată cum să-L primim pe Iisus Hristos, ce înseamnă cum să primim pacea. Și ne spune, ce zice ea deci? Cuvântul este aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Și cuvântul acesta este cuvântul credinței pe care îl propovăduim noi. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Vedem și clarifică iarăși cât de simplu este, cât de aproape este de noi. Privim în lumea aceasta și vedem că oamenii sunt pregătiți să facă foarte, foarte multe lucruri. Sunt pregătiți să cheltuiască sume mari de bani, numai ca să-și găsească pacea, numai ca să-și găsească fericirea. Își pregătiți să meargă kilometri întregi, doar ca să fiu la un anumit loc, doar ca să ajungă la o anumită persoană,
doar ca să ajungă la o anumită clădire de unde se așteaptă să capătă pacea. Și cuvântul lui Dumnezeu vine la noi și ne spune, este așa de aproape de tine. De ce nu înțelegi că fericirea ta, bucuria ta, împlinirea sufletului tău este așa de aproape de tine? De ce nu înțelegi că este aici, aproape de tine? Este aproape de tine și cu gura ta, recunoscând cu gura ta, îl poți primi pe Iisus Hristos, poți primi ceea ce dorește sufletul tău. Și ne vorbește aici și dacă cu gura ta, dacă îl mărturisești pe Iisus ca Domn, iar ne vorbește despre Iisus Hristos ca Domn. Înainte în Isaia vedem referința aceasta despre Iisus ca Domn, ca Domn al păcii. Ce înseamnă să-L mărturisesc pe Iisus ca Domn? Căci vedem că avem lucrul acesta în vocabularul nostru ca creștin, Domnul nostru Iisus Hristos. Atunci când îl mărturisești pe Iisus ca Domn, atunci tu spui ceva. Atunci tu mărturisești că El este Domn. Adică nu mai este firea Domn, nu mai este eul meu Domn, nu mai sunt poftele mele Domnul meu, peste viața mea, peste decizia mea, și este Iisus. Este sfințirea, este curățirea, este neprihănirea, este cuvântul Său. Domnul să ne dea putere. Dacă crezi că El a înviat din morți, o altă componentă pe care trebuie să o înțelegem, adică din momentul când credem că Iisus este Cel care a înviat din morți, credem că El este Cel care are puterea să biruie păcatul. El este Cel care are puterea să biruie păcatul, pentru că moartea vine în urma păcatului. Crezi lucrul acesta? Crezi că Dumnezeu, crezi că Iisus Hristos este Cel care poate să-ți iartă păcatele? Care poate să te elibereze de sub robia păcatului, de sub robia mândriei, de sub robia urii, de sub robia pornografiei, de sub robia depresiei, de sub robia păcatului și a lucrului care te frământă și care îți fură pacea și prin care și prin prezența căruia nu ai pace, să înțelegem că în El avem pace. Și la versetul 11 ne spune după aia, după cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. De ce nu voi fi dat de rușine? Din cauza că m-a apelat și la alte metode. Din cauza că sunt și ne prezint într-adevăr lumea aceasta și alte metode cum să ajungem la mântuire, cum să ajungem la pace, cum să ajungem la bucurie, cum să ajungem la salvare. Dar metodele acelea ne-a înșelat. Căile lumii aceștia ne-a înșelat, ne-a dat de rușine, ne-a măgit. Pentru că după ce am mers pe ele, ne-a arătat că măi, la sfârșitul zilei, am gustat și a fost dulce, dar m-a lăsat gol, m-a lăsat de rușine, m-a lăsat dezgolit, m-a lăsat fără pace, m-a lăsat fără bucurie, m-a lăsat fără râvnă, m-a lăsat fără relații bune, m-a lăsat în ceartă, m-a lăsat în dezbinare cu Dumnezeu și cu oamenii. De aceea, haideți să apelăm la Iisus Hristos. El este o nădejde și încrederea în El este o nădejde care nu înșală. Așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, acum când am înțeles care este pacea, înțelegem care sunt lucrurile care ne aduc pacea. Și anume lucrurile în care Iisus Hristos este prezent. Cât timp tu cauți lucrurile și urmărești lucrurile în care Iisus Hristos nu este prezent, atâta timp nu vei găsi în ele pacea. Atâta timp când voi urma să mă împlinesc poftele, să împlinesc ceea ce dorește ochii, nu-L voi găsi pe Dumnezeu. Atât timp când voi căuta în știința lumii aceștia, în filmele lumii aceștia, în serialele lumii aceștia, atât timp când voi căuta în ele bucuria, împlinirea mea, nu le voi găsi. De-aia haideți ca să căutăm lucrurile care ne aduc pacea, lucrurile în care Iisus Hristos este prezent. Vedem în cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos este prezent. Cuvântul lui Dumnezeu este un lucru care ne aduce pacea. Poate ați citit și alte lucruri, poate v-ați informat și despre alte lucruri, poate v-ați interesat și despre alte literaturi, dacă am eu să le numesc așa, sau alte părți din literatură. Dar singura literatură care mi-aduce pace și care are abilitatea să ne aducă pace este cuvântul lui Dumnezeu, pentru că este adevărul, pentru că este scrisoarea lui Dumnezeu către noi. Este Cel care clarifică,
este ceea care ne vorbește Domnul, care este în stare să ne mustre, să ne ridică, să ne mângâie, să ne învețe. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Un alt lucru care ne aduce pacea este rugăciunea. Îl vedem că și Iisus Hristos a folosit de arma aceasta, dacă am eu să o numesc așa, a rugăciunii. Și atunci când a fost epuizat, atunci când după ce a lucrat, atunci când a fost neliniștit, atunci când a avut neliniștea aceea în sufletul său, ce a făcut? Ne vorbește că s-a aruncat pe genunchi și a comunicat cu Tatăl. I-a mărturisit durerea sa, i-a mărturisit necazul său, i-a mărturisit ceea ce îl tulbură, ceea ce îl neliniște, ceea ce vrea ca să-i fură pacea. Fă și tu așa. Atunci când vezi că ești tulburat, atunci când vezi că ești deznădăjduit, atunci când simți că pierzi controlul și vei face greșeli mari dacă nu găsești pacea, caută-L pe Iisus Hristos. Apelează comunicarea cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău, că El este Cel care te cunoaște, El este Cel care te știe, El este Cel care a simțit ce ai simțit și tu. El este Cel care știe ce înseamnă să n-ai pace, știe ce înseamnă să fii tulburat, să fii neliniștit. El este Cel care știe ce înseamnă să fii atacat, când dintr-o parte, când din alta. El este Cel care știe ce înseamnă să fii obosit. El este Cel care știe ce înseamnă să suferi. Suferința aceasta în trup, El te cunoaște, de aceea apelează la El. Vedem o altă modalitate și un alt lucru în care găsim pacea, în care găsim prezența lui Dumnezeu, este părtășia. De aceea venim aici, nu cred că nimeni de aici nu vine aici și nu caută strângerea cu frații din cauza că caută dezbinarea, din cauza că caută bârfe, din cauza că caută să-și împlinească tot felul de interesuri, din cauza că caută să mai schimbă vorbe despre una, despre alta, ca să facă afaceri, nu. Venim aici din cauza că căutăm prezența lui Dumnezeu. Căutăm să fim învățați, căutăm să creștem împreună, căutăm să profităm de darurile pe care le-a lăsat Dumnezeu între noi. Căutăm să ne zidim unii pe alții în Iisus Hristos. După un alt lucru care poate să se aducă pacea sau care poate să fie o modalitate în care să fie prezent Dumnezeu, în care să fie prezent Iisus Hristos, sunt oamenii duhovnicești. Sunt frații și surorile tale în Domnul. Dacă ai prietenii care te fac ca să reduci din standardele tale biblice, atunci renunță la prietenile acelea. Dacă ai prietenii care te fac ca să fii mai, care te fac să neglijești rugăciunea, cuvântul, lucrurile care îți aduc pacea, atunci renunță la ele. Ce ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu? Dacă te face mâna ta, dacă te face omul care l-ai numit mâna ta dreaptă, adică sprijinul tău, dacă te face să păcătuiești, atunci tai-o, tai relația aceea, dacă nu este spre zidire, dacă în centrul atenției nu este Iisus Hristos în relația aceea respectivă. Domnul să ne dea putere, să ne înțelepțească, să înțelegem lucrul acesta și să căutăm lucrurile care ne aduc pacea. Să înțelegem că printr-o viață după placul lui Dumnezeu, printr-o viață trăită în sfințenie, în curăție, în dragoste, putem primi pace și pacea poate să fie un lucru care să fie constant în viața noastră. Vedem că și lumea caută pacea. Sunt o fel de modalități. Oamenii care iau droguri, de ce crezi că o fac? Au dorința după sentimentul acela, după relaxarea aceea, după pacea aceea, după euforia aceea, dar este doar de scurtă durată. Și după aceea se trezesc chiar cu realitatea. După aceea se trezesc chiar cu consecințele pe care le trăiesc din cauza că au acceptat păcatul în viața lor. Dar Iisus, așa cum a spus și fratele, El are pacea și ne dă pacea nu așa cum ne-o dă lumea. El ne dă pacea adevărată. Și vedem că în continuare a vorbit și a spus Iisus lucrurile acestea, dacă ai cunoaște măcar acum, în această zi, lucrurile care să-ți aduc pacea. Vedem că pe Iisus l-a durut și vedem că de aia a mers și în templu. Dacă nu l-ar fi durut pentru Ierusalim, dacă nu l-ar fi durut pentru oameni, atunci n-ar fi mers în templu. Atunci nu ar fi căutat ca să facă curățenie. Atunci n-ar fi căutat să scoată afară din viața lor ceea ce nu este bun. Dacă la Iisus nu l-a interesat de tine, dacă nu i-a păsea de tine,
Atunci n-a căutat prin tot felul de modalități să-ți vorbească. N-a căutat prin tot felul de modalități să te facă să renunți la unele lucruri care îți fură pacea. N-a căutat să-ți vorbească prin părinți, prin frați, prin surori, prin cântare, prin cuvânt. N-a căutat să te treacă prin tot felul de situații și circumstanțe care să te reamintească cine este Dumnezeul tău și care este sursa vieții. Iisus este sursa vieții, El este viața. Și vedem și vorbește aici, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Dragi frate și soră, acum când am înțeles starea spirituală, acum când am înțeles care sunt lucrurile care nu ne aduc pacea și lucrurile care ne aduc pacea, acum când am înțeles cum primim pacea, se pune întrebarea când să o facem, nu? Și vedem că de aia vorbește cuvântul lui Dumnezeu, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Care este vremea când să fim cercetați, dragi frați și surori? Ce ne vorbește cuvântul Domnului? Care este vremea în care să ne schimbăm stilul de viață? Care este timpul, care este ziua când să renunț la eul meu? Când să mă smeresc? Poate cunoașteți expresia aceasta pe care o au unii oameni și spun: mai am timp să mă pocăiesc, mai am timp să profit de Harul Iisus Hristos. Chiar așa? Chiar așa, Amos, mai ai timp? Dar de unde ți iei tu dreptul acesta sau curajul acesta ca să spui că mai ai timp? Cum pot să garantez pentru mine că o să mă întâlnesc cu ziua de mâine? Cum pot să garantez că mă voi întâlni cu ziua de săptămâna viitoare? Cum pot să garantez sau prin ce pot să garantez că mai voi fi în viață luna viitoare, anul viitor, peste 10 ani? De aceea este foarte clar care este vremea, care este ziua, care este vremea cercetării noastre de care trebuie să profităm. Și în Evrei, capitolul 4, cu versetul 7, ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu. El hotărăște din nou o zi, astăzi. Zicând în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Astăzi. Ne vorbește că Dumnezeu a rânduit încă o zi. Ne vorbește că Dumnezeu a hotărât încă o zi pentru astăzi. Și astăzi este o zi rânduită de Dumnezeu. Este o zi rânduită de Dumnezeu în care să ne vorbească, în care să-i auzim glasul său. Și i-am auzit glasul de dimineață. I-am auzit glasul și ne vorbește în continuare și i-auzim glasul și ne reamintește și ne vorbește prin cântare, prin predică, prin cuvânt, prin frați, prin surori, prin natură. Și ne vorbește că El este Dumnezeu. Ne vorbește să căutăm prezența Creatorului nostru în viața noastră. Că altfel nu pot să fii împlinit, altfel nu pot să fii fericit. Astăzi, dacă auzi glasul Domnului, nu-ți împietri inima. Nu-ți împietri inima, nu accepta scuzele din partea vrăjmașului care te fac să-ți spună: de ce? Mai amân, mai bine, nu. Ce zice cel din stânga mea, ce zice cel din dreapta mea? Satana vine cu tot felul de motive care fac să pare așa de complicat hotărârea de a ne întoarce la Dumnezeu. Dar din momentul când tragem toate motivele și scuzele care sunt legate de fire, care sunt legate de lume, vedem că este simplu, vedem că este posibil în Iisus Hristos să fim împăcați cu Dumnezeu, să fim împăcați cu Creatorul nostru. Domnul să-i dea putere, să înțelegem că astăzi este o seară care este hotărâtă și rânduită pentru noi, de la Dumnezeu, este rânduită pentru ridicarea noastră, este rânduită pentru mântuirea noastră, este rânduită pentru salvarea sufletului nostru spiritual. Și astăzi îți vorbește și îmi vorbește: ridică-te din starea ta căzută, ridică-te din tristețea în care stai, ridică-te din nepăsarea în care ești, ridică-te din deznădejdea în care ești, din nemulțumirea în care ești și privește spre Iisus Hristos, care este sursa vieții, care este pacea. Vedem că în cuvântul lui Dumnezeu s-a citit cu versetul 47 din textul principal și ne spune că n-au putut să oprească pe noroade, pentru că tot norodul îi sorba vorbele de pe buze.
De ce le sorbea vorbele de pe buze? Au auzit cuvintele din Scriptură, nu? Au auzit zeci de predici și tot felul de predici. Dar de ce exact la Iisus Hristos, la El îi sorbea cuvintele de pe buze? Din cauza că El este Fiul lui Dumnezeu. Din cauza că El este pâinea vieții. Din cauza că El este apa vieții. Și setea sufletului lor și setea sufletului tău poate doar El să o liniștească. El este sursa vieții. El este Cel care poate să te adape. De aceea, haideți să venim la El. Să nu ne oprim doar la vorbele Lui. Să nu ne oprim doar la starea aceasta că ne place. Și să căutăm să punem în practică. Vedem că ei au sorbat cuvintele Lui. Dar unii din ei s-au oprit doar la lucrul acesta. Și în cauza că doar au zis, măi, este frumos, este interesant, este adevărat. Dar din cauza că n-au pus în practică, vedem că starea lor spirituală n-a fost stabilă, așa cum ni s-a vorbit de dimineață, și au fost tot aceiași care au zis, răstigniți-l, să fie răstignit Iisus. De aceea, haideți, și din cauza că știm că credința fără fapte este moartă, venim înainte lui Dumnezeu, înțelegând că El este viața, înțelegând că El este resursa, că El este sursa vieții și punând în practică, când? Nu mâine, nu peste o săptămână, nu peste o lună, Amos, astăzi pui în practică. Ai auzit, este salvare, ai auzit, este scăpare, ai auzit, este vindecare. Ai auzit, astea sunt lucrurile în care este prezent Iisus, astea sunt lucrurile care aduc pacea. Atunci urmărește-le, aleargă după ele, caută-le și Domnul să fie slăvit și proslăvit în mijlocul nostru. Amin. În memorie o zi când s-a schimbat viața mea. Ziua aceea mereu voi ști semnul iubirii în ea. Prietenul bun, minunat, iubitor, dorul mi l-a împlinit. Vesel voi spune măreața minune cum Domnul meu m-a mântuit. Glorii din cer în mine s-au revărsat când la calvar Iisus m-a vindecat. O vara mi s-a dus prin harul lui Iisus. Glorii din cer s-au revărsat. Domnul sigiliul pe inima pus, fiu în familia sa. Sunt curățit de păcat prin Iisus, o cât de bine așa. În clipa când eu la El am venit ca un sărman păcător, har mi-a dat mare schimbând a mea stare prin Domnul meu Iisus Hristos. Glorii din cer în mine s-au revărsat când la calvar Iisus m-a vindecat. O vara mi s-a dus prin harul lui Iisus. Glorii din cer în mine s-au revărsat. Azi am o nouă nădejde de sus, știu că sunt asigurat. Sunt înger moștenitor cu Iisus, o cât e de minunat. Toate le-am din acea scumpă zi, când m-am smerit și-am crezut. Am nestemate comori minunate, ce-i ochii nici când n-au văzut. Glorii din
cer în mine s-au revărsat. Când la calvar Iisus m-a vindecat, povara mi s-a dus prin harul lui Iisus. Glorii din cer în mine s-au Iisus spre cetatea cea sfântă, cu el vin pescarii din țara de sus, cu el vine gloata de sfinți care cântă. Vine Iisus, vine Iisus, cu el vine gloata de sfinți care cântă. Vine Iisus, vine Iisus. Ramuri și haine acoperă drumul, măgărușul calcă prudent și supus. Templul spre cer își clatină fumul. Vine Iisus, vine Iisus. Templul spre cer își clatină fumul. Vine Iisus, vine Iisus. Baruch Ava cântă coloana, binecuvântat fie harul adus. Glorie celui ce vine, Osana. Vine Iisus, vine Iisus. Glorie celui ce vine, Osana. Vine Iisus, vine Iisus. Trec zile, ani, Iisus și pescarii din țara cea sfântă pornesc spre apus. Popoarele cântă, se-ncruntă cezarii. Vine Iisus, vine Iisus. Popoarele cântă, se-ncruntă cezarii. Vine Iisus, vine Iisus. Sfânta Scriptură în vremea din urmă are un cuvânt puternic de spus, un cuvânt ce-n milioane de inimi răsună. Vine Iisus, vine Iisus. Un cuvânt ce-n milioane de inimi răsună. Vine Iisus, vine Iisus. Veniți, prieteni, veniți, torente, vine Mesia, după cum ne-a spus. Aplaudați pământ și cântați continente. Vine Iisus, vine Iisus. Aplaudați păduri și cântați continente. Vine Iisus, vine Iisus.
dragi tineri, copii, frați, surori, să ne uităm în momentele care urmează, adunându-ne capacitățile, forțele pe care le avem și să mai zăbovim câteva cuvinte asupra Scripturii, căutând să îl cunoaștem pe acest Dumnezeu, așa cum spunea Apostolul Petru în a doua epistolă, versetul 2 din capitolul 1, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Acest har trebuie să se manifeste în viața noastră și am observat un lucru oarecumva pentru cei care se ridică în mod public, un obicei, și totdeauna când îl văd acesta mi se cuplează ceva în minte și noi avem obiceiul bun, de fapt, să spunem, slăvit să fie Domnul. Și toți răspundem, amin. Dar întrebarea care se ridică și amin înseamnă așa să fie, plecând de aici, va fi Domnul slăvit? Și felul acesta tot Petru spune în Epistola, capitolul 2, versetul 12, să aveți o purtare bună, adică un comportament bun în mijlocul neamurilor, adică afară dintre aceste ziduri. Pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, și se întâmplă lucrul acesta datorită invidiei, nemulțumirii, mai știu eu câte motive care mai pot avea oamenii, prin faptele voastre bune care le văd. Adică cunoașterea lui Dumnezeu trebuie să se transforme în viața noastră, determinându-vă să fac fapte bune, să faci fapte bune pe care oamenii să le vadă și atunci când le văd, care trebuie să fie urmarea? Să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Doamne, ajută-ne la aceasta! Am urmărit cât de cât, cât de stat în putință, cu atenție, mesajul și de dimineață, cât și din seara aceasta, și am observat că a fost foarte aplicativ, a avut multă aplicație practică, de aceea nu o să insist atât de mult în aplicații. A fost suficient de expus această necesitate care aparține predicării, orice predică trebuie să aibă aplicație practică. Adică când plec de aici, ce trebuie să fac? Ce trebuie să fac ca să mă bucur de pacea pe care o acordă Iisus? Ce trebuie să fac ca faptele bune să le pot face din dragoste și cu ușurință, nu de silă? Domnul să ne ajute pe toți la aceasta și El vrea să ne ajute. Depinde de noi, cât suntem de disponibili la voia și planul lui Dumnezeu. Am rămas la acest text care este suficient de cunoscut, se repetă cam anual, unde Domnul Iisus Hristos, ca unul care a venit să împlinească legea, adică tot ce este scris în ea, a împlinit acele profeții prin Zaharia și nu numai, și prin alți profeți, atunci când a intrat în Ierusalim, cu o săptămână înainte de Paște. Domnul a intrat în Ierusalim și de dimineață s-a predicat despre lucrul acesta, despre atitudinea oamenilor, având, așa cum am amintit, și aplicațiile necesare, și pasajul care s-a citit în seara aceasta vorbește despre acea atitudine a lui Iisus Hristos când s-a apropiat de cetatea Ierusalimului, a plâns pentru ea. Și versetul 42 continuă și spune și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu sanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, a însemna război, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, asta înseamnă nimicire și nu va lăsa în tine piatră peste piatră, sau pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea în care a fost cercetată. În urmă a intrat în templu, a făcut acolo curățenie și cred că în viață este important să îl cunoaștem pe Dumnezeu și felul lui de a lucra. Și când spun să îl cunoaștem pe Dumnezeu, mă refer să avem acea cunoaștere bazată pe cuvânt, adică chiar la cele amănunte, dar suficient de importante pentru a ne deschide mintea, a ne lărgi orizontul, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Căci însuși, Domnul Iisus Hristos a făcut o afirmație în Ioan capitolul 17, versetul 3, și viața veșnică este aceasta,
să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Dragii mei, nu putem avea viața veșnică fără o cunoaștere. Nu putem trăi în libertate fără cunoaștere, chiar dacă Domnul a spus în Ioan capitolul 8, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi, dar înainte de libertate este expresia cunoaștere. Și gândul care trebuie să ne preocupe pe noi în fiecare zi este cunoașterea lui Dumnezeu. În seara aceasta voi extinde puțin acest mod de a lucra și m-am oprit la trei idei pe care le-am numit șansă, avertisment și disciplină în vederea îndreptării. Dumnezeu întotdeauna, dacă ne vedem de la prima pereche de oameni, l-a abordat pe Cain, primul ucigaș, și a spus: Cain, de ce ți este fața posomorâtă? Nu e așa, dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, un avertisment. Dar Domnul a spus: dar tu să stăpânești, adică ai o șansă. Și Dumnezeul acesta al Scripturii se ocupă atât de poporul său, se ocupă atât de noi, s-a ocupat atât de cetatea Ierusalimului și nu numai, și de celelalte neamuri, și de celelalte popoare, și de păgâni. De aceea, în seara aceasta, permiteți-mi, ca o mică abatere de la regula aceasta omiletică, exegeză, hermeneutică, să extind acest fel al lui Dumnezeu de a lucra. Pentru că suntem uimiți când Dumnezeu se exprimă pe sine, își spune dorințele sale, când Dumnezeu acordă șansă, când Dumnezeu dă avertismente, când Dumnezeu trece la disciplină, pentru că felul acesta lui de a lucra apare din Geneza până în Apocalipsa. La fel acolo îi avertizează pe cei care sunt numiți, mă refer la cele șapte biserici, le spune care e problema lor, le acordă șansă, le dă avertisment și apoi spune: aceasta va fi disciplina dacă nu asculți, dacă nu te pocăiești, dacă nu te întorci la faptele tale din tâi. Dacă. Fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne-a acordat până aici nenumărate șanse. Și n-am cuvinte să-i mulțumesc pentru șansele care mi le-a acordat până aici, pentru răbdarea care a avut-o cu mine, pentru îngăduința care a avut-o cu mine. Și dacă sunt în casa Domnului și sunt slujitor al cuvântului, este faptul că Dumnezeu mi-a dat har, că în Hristos Iisus m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui, că bunătatea, dragostea, credincioșia, dreptatea, sfințenia și gelozia Lui, Exod capitolul 34, m-a adus până aici. Și ceea ce îmi dă curaj, ceea ce îmi dă mângâiere, ceea ce îmi dă speranță, ceea ce îmi dă putere, este credincioșia lui Dumnezeu care a spus că mă va duce până la sfârșit, slăvit să fie numele Său. Dacă ești aici, dacă sunt aici, este faptul că acest Dumnezeu al Scripturii pe care sunt chemat să-L cunoaștem a fost bun și va fi bun până la sfârșit, așa cum spune și cuvântul Său sau cum s-a prezentat pe sine. Domnul Iisus, după ce a intrat în Ierusalim în acea festivitate, mulțimile care așteptau un anumit fel de a lucrare al Dumnezeu, care nu s-a împlinit așa cum credeau ei, s-a spus de dimineață lucrul acesta: Domnul Iisus se apropie pentru cetate și când o vede, plânge pentru ea. Plânge pentru ea pentru că o iubea, pentru că Dumnezeu, așa cum spunea Ioan, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ce să aibă viață veșnică. Și această dragoste a lui Dumnezeu este încă deschisă pentru lume, și nu numai pentru lume, cu atât mai mult pentru copiii Săi. Domnul a spus pentru cetate și șansa pe care i-a acordat-o au fost câteva lucruri. Ne spune versetul 42, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, este șansa cunoașterii. În fiecare Dumnezeu, în fiecare zi Dumnezeu ne acordă o șansă de a-L cunoaște pe El. Ai Biblia la îndemână, trezește-te dimineața, sau elevi, studenți, acum este vacanță, aveți șansa unui timp mai îndelungat de a petrece cu Sfânta Scriptură, de a-L cunoaște pe Dumnezeul Scripturii. Și focusul care trebuie să fie în fiecare zi în viața noastră și este și în viața mea, și mereu rog pe Dumnezeu: Doamne Dumnezeule, descoperă-mi-L pe Hristosul Scripturii, nu un Hristos din dogme bisericești, nu un Hristos din folclorul predicatorilor, ci un Hristos al Scripturii. Pentru că s-ar putea biserici să nu mai avem în următorii ani, să fim închiși, să fim scoși în afară legii legalităților, să fim socotiți ca eretici, să fim dați la moarte, cum au fost de-a lungul istoriei creștinii, aruncați la fiare, arși pe rog după ce li s-au făcut ritualuri bisericești, că zic că sunt eretici. Nu știm ce va aduce viitorul, dar Domnul ne oferă în fiecare zi șansa cunoașterii din Scriptură. Dacă îl vom cunoaște pe Dumnezeul Scripturii, așa cum spune Pavel, noi am crezut
Și de aceea propovăduim potrivit cu ceea ce este scris. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Folosește această șansă, șansa cunoașterii. Domnul le-a trimis la națiunea lui, la poporul iubit de el, la Israel, la Ierusalim. În repetate rânduri le-a trimis proroci și prin prorocul Ieremia, nu citesc aceste pasaje sau le putem citi doar în trecere, unde ne spune că Dumnezeu le-a trimis dinți de dimineață proroci, le-a trimis profeți, i-a chemat, i-a îndreptat, le-a spus să se pocăiască, le-a spus să se îndrepte și ei n-au vrut să asculte. De aceea Domnul a fost nevoit după o anumită perioadă de timp să ia și măsuri. Și este o paralelă între cartea lui Ieremia, unde Domnul atât prin profetul Ieremia, cât și prin alți profeți, i-a chemat la pocăință, i-a chemat la întoarcere. Este o îmbinare perfectă a acestor mesaje, a acestor perioade, pentru că Israelul a trăit două etape sau două exoduri sau două robii, am putea spune, dar expresia alta este mai dulce așa, două exiluri, unul care a durat 70 de ani și altul care a durat mult. Ne spune Ieremia capitolul 7, versetul 23, căci iată porunca pe care le-am dat-o, ascultați glasul meu. Și eu voi fi Dumnezeul vostru, al vostru veți fi poporul meu. Umblați în toate căile pe care vi le-am poruncit ca să fiți fericiți. Și, mă rog, ei n-au ascultat și au urmat căile lor, dar Domnul le-a trimis dinți de dimineață și în privința aceasta este o paralelă sau o completare, aș putea spune, în cuvântul Domnului, în Ieremia, capitolul 6, următorul aspect. Versetul 16 și 17. Așa vorbește Domnul, stați în drumuri, uitați-vă și întrebați, care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună, umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Și Domnul s-a amintit, spune în Matei, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și uitați care a fost atitudinea lor la șansa pe care le-a acordat-o Dumnezeu. Dar ei răspund, nu vrem să umblăm pe ele. Am pus niște stăjeri peste voi, fiți culoarea aminte la sunetul trâmbiței, dar ei răspund, nu vrem să fim culoarea aminte. Și apoi, spune versetul 19, ascultă și tu pământule, iată voi aduce peste poporul acesta o nenorocire care va fi rodul gândurilor lui, căci n-a luat aminte la cuvintele mele și au nesocotit legea mea. Dumnezeu întotdeauna ne cheamă să umblăm în legea Lui, să umblăm în cuvântul Lui, să umblăm în voia Lui, ca să avem pace. Și pacea de care are nevoie omul în ființa lui o poate da numai Dumnezeu. Și Domnul ne-a vorbit și în seara aceasta prin fratele Amos acest lucru destul de detaliat. Domnul oferă o șansă a cunoașterii. Întrebarea se pune, în ce mod îl cunoști pe Dumnezeu? Cunoașterea lui Dumnezeu, a ta, fie că ești tânăr, fie nu contează ce vârstă ai, este după auzite? E adevărat că ascultăm predici, dar cei din Berea, după ce l-au ascultat pe Apostolul Pavel, s-au dus acasă, au luat scripturile și au cercetat cum le aveau atunci scripturile să vadă dacă ceea ce le spunea Pavel era așa sau nu. De aceea avem responsabilitatea când ascultăm o predică, indiferent cine predică. Și cred că cel mai mare evanghelist al tuturor timpurilor, în dimensiunea posibilității vremii, a fost Apostolul Pavel. De aceea Domnul l-a chemat pentru lucrarea aceasta și a fost unul din înțelepții pe care a spus Domnul Iisus Hristos în Matei, în capitolul 23, unde și acolo evanghelistul Matei vorbește despre ceea ce urmea și despre intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim și spune în versetul 34, de aceea, iată vă trimit proroci, înțelepți și cărturari. Și ca și biserică, Domnul a trimis aici profeți, a trimis înțelepți, a trimis cărturari, predicatori, vase de lucru cu dar de profeție și nu numai, și cu alte daruri. Ne mai lipsește ceva? Domnul le-a trimis în mijlocul nostru, de aceea nu ne putem scuza. Domnul a trimis apoi oameni înțelepți, oameni care sunt preocupați de a avea darul cunoștinței, de a cunoaște pe Dumnezeu din Scriptură și de a-L vesti pe acest Dumnezeu al Bibliei. Și am avut și vom avea, slăvit să fie Domnul. Dar uitați care a fost atitudinea lor.
Pe unii din ei veți omorî și răstigni, pe alții veți bate în sinagogile voastre și veți prigoni din cetate în cetate. Domnul știa și nu l-a surprins nimic din ceea ce vor face oamenii. Domnul știe ce vei face în ziua de mâine când vei ieși de aici. Și indiferent ce vei face, bine sau mai puțin bine, vei asculta sau nu de Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-l surprinde absolut nimic în lumea aceasta. Indiferent ce se întâmplă, absolut nimic, el le știe pe toate. Dar Domnul oferă o șansă, șansa cunoașterii, de aceea cunoaște-L pe El. Și apoi, aici vine un avertisment, ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel, de la Genesa, până la sângele lui Zaharia, fiul lui Berechia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste neamul acesta. Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimești la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum strânge căina puii sub aripi, și n-ați vrut. Dragii mei, urmarea Domnului atârnă de voința noastră. Dacă vrem, dacă vrem, putem trăi o viață de biruință, să mergem din putere în putere. Dacă nu vrem, nu vom trăi o viață de biruință. De aceea Domnul să ne ajute, ca totdeauna când ni se oferă șansa cunoașterii, să-L cunoaștem mai mult pe El. Să avem dorul acesta în inimă, cum spunea Pavel în Filipeni, la sfârșitul vieții, când a scris ultimele epistole, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășea suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, adică cu orice preț, dacă voi putea, la învierea dintre cei morți. Marele teolog, marele învățat, când stătea în fața guvernului, în Fapte, capitolul 26, Festus a strigat cu glas tare, Pavel, ești nebun! Învățătura ta cea multă te face să dai nebunie, pentru că el vestea pe Hristosul cel înviat, vestea profeții care au spus despre acest Hristos. Pavel răspunde, nu sunt nebun, prealesule Festus, dimpotrivă rostesc cuvinte adevărate și bine gândite. Și împăratul își dă seama, împăratul Agripa zice, ei, Pavele, Pavele, curând mai vrei tu să mă convingi să mă fac creștin. Și Pavel nu spune adevărul cu autoritate duhovnicească, fie de vreme, fie curând, sau fie mai târziu, să dea Dumnezeu ca toți să fiți ca mine, nebun pentru Hristos, afară de lanțurile acestea. Domnul să ne ajute, deci Domnul duce Evanghelia aceasta cunoașterii prin robii săi, prin înțeleptul Pavel de data aceasta, la guverne, la oameni, pentru că Dumnezeu este interesat ca toți să-L cunoască pe El. Este interesat ca toți să aibă parte de această cercetare, pentru că șansa cunoașterii urmează șansa cercetării. Și aș vrea să citim, să ne uităm la câteva pasaje din profeți. Și am început acolo cu Cain și Scriptura spune aici despre Abel, despre sângele lui. Și Dumnezeu spune prin profetul Isaia, în capitolul 65, un cuvânt atât de minunat. Și aș vrea să înțelegem, pentru că să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu și această cunoaștere să se transforme în viața noastră, într-o realitate practică. Și spune Dumnezeu așa, eram gata să răspund celor ce nu întrebau de mine. Poate că vii la adunare fără să te intereseze de Dumnezeu, ești tânăr, ești adolescent, dar vii aici în casa Domnului, pentru că te aduc părinții, pentru că ești obișnuit așa. Mergi la școala duminicală, mergi la clasele de copii, nu e apărat că, așa cum spunea Traian Doș, îmi plac aceste cuvinte dintr-o cântare, flămând, dar nu de pâine, setos, dar nu de apă, te caut, că al meu suflet din tine doar se adapă. Mă plec la rugăciune, dar una ei suspine, te caut și nu mă satur să mă lipesc de tine. Mă apropiu de ta carte, dar gândul ce-mi tânjește din cartea ta pe tine, te caut și te dorește. Poate ești aici și nu neapărat că ești interesat de Domnul, dar Domnul îți spune în această seară că e gata să răspundă celor ce nu întreb de El. Eram gata să fiu găsit celor ce nu mă căutau și am zis, iată-mă, iată-mă către un neam care nu chema numele meu. Mi-am întins toată ziua mâinile spre un popor răzvrătit care umblă pe o calierea în voia gândurilor lui. Și aici face referință la Israel. Reține și acest adevăr, reține această latură a lui Dumnezeu care caută pe oameni fără ca ei să-i caute adeseori, care vrea să se lase găsit fără ca oamenii să întrebe de ei, fără să au interes. De aceea dacă ești chemat acolo la locul de muncă, la școală, facultate, poate ai colegi, colege care nu interesează de Dumnezeu, dar atunci când Dumnezeu îți deschide o ușă de cuvânt, nu uita că Dumnezeul acesta care s-a revelat pe sine în Scriptură vrea să-i caute și pe aceea, vrea să le răspundă și acelor oameni dezinteresați. Noi spunem că, a, austriecii sunt reci,
Dar ce, focul Domnului nu-i poate topi? Dragostea lui Dumnezeu nu-i poate cuceri, pentru că această șansă a cunoașterii, această șansă a cercetării le-o acordă și lor. De aceea spunea Petru să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Fă fapte bune, fii un exemplu la locul de muncă, la școală, în facultate, unde ești, conducând mașina, orice activitate faci, că va veni o zi a cercetării în care Dumnezeu va cerceta colegul, colega, șeful, șefa. Și atunci ce bine va fi când va vedea faptele bune, când vor zice, da, ăștia sunt copiii lui Dumnezeu, vreau să am și eu pe Dumnezeul acesta. Dumnezeu acordă, ne putem opri la Nebucadnețar, la păgânul Nebucadnețar, care Dumnezeu a fost interesat ca Nebucadnețar, împăratul numărul 1 al vremii aceea, războinicul numărul 1, să-l cunoască pe Dumnezeu. Și în Daniel capitolul 2 și capitolul 3 știm cum Dumnezeu s-a revelat lui Nebucadnețar prin cei 3 tineri, mai apoi prin Daniel, și aceeași metodă a folosit-o și cu Nebucadnețar în capitolul 4 din Daniel, unde are visul cu acel copac, știm istoria, vreau să trec fugitiv, și Daniel îi spune, de aceea împărate, și vreau să citesc aceste cuvinte, îi spune, placă-ți sfatul meu. Dumnezeu îi mai acordă o șansă, pentru că indiferent cât ar fi cineva de păcătos, de rău, de împotrivitor, Dumnezeu totdeauna acordă șansă omului și spune, Daniel capitolul 4, versetul 27, de aceea împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește în neprihănire, rupe cu neregirile tale, ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. După această șansă, după acest avertisment, Dumnezeu îi dă un timp de un an de zile în Nebucadnețar să se pochească și nu s-a pocăit. Apoi a venit disciplina pentru altă perioadă de timp, 7 vremi, și după această perioadă Nebucadnețar, să-l ascultăm ce spune el, în același capitol, versetul 34, după trecerea vremii sorocite sau programate de Dumnezeu, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer, mi-a venit iarăși mintea la loc, am binecuvântat pe cel preanalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela cărui stăpânire este veșnică, a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Și uitați declarația lui. La ce convingeri profunde a ajuns după ce Dumnezeu a intervenit în viața lui. Toți locuitorii pământului sunt ca o nimică înaintea lui. El face ce vrea cu asta cerurilor, cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui sau nici să-i zică, ce faci? În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi, slava împărăției mele, măreția și strălucirea mi s-au dat înapoi, sfernicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Și uitați ce frumos încheie acest capitol. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte. El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Nu l-am vinuit pe Dumnezeu. Chiar dacă n-a luat seama la șansă, chiar dacă a refuzat avertismentul, chiar dacă a trecut prin această disciplină, pentru că Dumnezeu știe să cucerească pe oricine și când Dumnezeu ne cucerește chiar prin disciplină, nu putem decât să-L lăudăm, să-L recunoaștem pe El. De aceea, dacă va veni disciplina în viața ta, sau poate în viața mea, Dumnezeu ți-a acordat șanse, Dumnezeu te avertizează, sfârșește cu tot ce nu-i după voia Lui. Dacă va veni disciplina, nu uita să faci ca Nebucadnețar, să-ți ridici ochii spre cer, să-ți vină mintea, să-ți vină înțelegerea din Scriptură la locul ei și să-L lauzi pe Dumnezeu, pentru că El este drept în toate căile Lui. La fel a fost cu Ierusalimul și ce este interesant, și vreau să citesc din Ieremia, pentru că suntem la această temă, voi încerca să scurtez ceea ce privește Ierusalimul, nu doar inclusiv Babilonul, ne spune cuvântul Domnului în Ieremia 51, deodată cade Babilonul și este zdrobit, văietați-l, nu spune bucurați-vă, văietați-l, aduceți leac alinător pentru rana lui, poate că se va vindeca. Și Babilonul i-a acordat Dumnezeu o șansă și spune, aduceți leac alinător, să facem ceva, poate că este reușită pentru el. Am vroit să vindecăm Babilonul, dar din nefericire nu s-a vindecat, pentru că a refuzat pe Dumnezeu, a refuzat oferta lui Dumnezeu, a trecut peste avertismentul lui, nu a fost vindecat și a fost nimicit, așa cum Domnul spunea. Domnul oferea celor care îl ascultau, revin la textul care s-a citit, și le spune, dacă ai fi cunoscut un măcar în această zi,
lucrurile care puteau să-ți dea pace. Le-a acordat șansa cunoșterii, le-a acordat șansa cercetării, le-a acordat prin acestea două chiar și șansa îndreptării. Apoi Domnul vine cu un avertisment, pentru că el privea în viitor, știa ce se va întâmpla și Domnul spune în acest avertisment următoarele cuvinte: vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu sanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Dragii mei, să nu credem că războiul se termină repede. Întrebarea care se pune și care mi-a venit în minte în seara aceasta, stând pe bancă: care este atitudinea noastră față de președința acestei lumi, față de Domnul Putin, pe orice, pe Netanyahu, de Biden, pe egal ce punem aici? Care este atitudinea noastră? Trebuie să vedem un Dumnezeu care are grijă de toți împărații pământului, că El poate să smerească orice împărat, indiferent cum îl cheamă, indiferent ce armată are, indiferent ce convingeri idolatre are, așa cum l-a smerit pe Nebucadnețar. Noi, ca și biserică, suntem chemați să ne rugăm pentru ei, ca să putem duce o viață pașnică și liniștită. Nu știm dacă România va scăpa să nu fie introdusă în război, nu știm. Domnul să ne păzească de aceasta. Cei care stau la Galați, când aud câte un tunel, când văd că mai trece pe o dronă pe lângă ei, frații își fac de acolo griji. Este foarte bine că am intrat în post și în rugăciune să stăruim înaintea Domnului, că Domnul poate să păzească țara noastră de război. Domnul știe ce se lucră în spatele cortinei. Ceea ce dau mass media sunt lucruri care ele dau ca să înțelegem cum vor ei, nu totdeauna realitatea, pentru că totdeauna realitatea este ascunsă. Dar nu de Domnul, de aceea să ne rugăm pentru oamenii aceștia, să nu se întâmple jaf, să nu se întâmple războaie, să nu se întâmple nenorociri, pentru că vrem, nu vrem, ne ating și pe noi. De aceea, decât să criticăm, decât să invidiem, decât să mai știu lucruri care nu plac Domnului, este mai înțelept să ne rugăm, pentru că Cel care dă pacea este Dumnezeu. Atât pacea în inimă, atât pacea în familie, atât pacea în biserică, cât și pacea în societate. Pacea este de mare preț. Ierusalimul, pentru că n-a ascultat, pe vremea lui Ieremia a spus Dumnezeu în capitolul 25 și 26 și apoi încheie și în capitolul 50, unde perioada de disciplinare a fost 70 de ani și după 70 de ani s-au întors înapoi, pentru că Dumnezeu a spus: voi aduce înapoi. Perioada de după Domnul Iisus Hristos, când au venit acele zile pe care Domnul le-a avertizat, le-a spus, le-a mai acordat o șansă, din anul 33, să luăm că a fost anul 33, până în anul, înainte de anul 70, când Ierusalimul a fost înconjurat de armate și Domnul a spus ucenicilor: să fugiți în munți, dacă ești pe câmp, nu te mai întoarce în casă, nu te mai întoarce înapoi în cetate. Și Ierusalimul, așa cum avea să spună Domnul în Evanghelia lui Luca, unde vorbește despre dărâmarea lui și despre venirea Fiului Omului, spune versetul 34, Ierusalim, Ierusalime, deci Domnul preia această, e o altă fază, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îți strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut, iată că vi se va lăsa casa pustie, dar vă spun că nu mă veți mai vedea până veți zice binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Dar tot Luca spune că Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se va sfârși vremea neamurilor. Și această vreme în care Ierusalimul a fost călcat în picioare a fost din anul 70 după Hristos, unde au mai avut încă această perioadă de întoarcere, de pocăință. Da, am găsit. Luca 21:24. Vor cădea sub ascuțișul săbii, vor fi luați ropi între toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Și această vreme a fost de aproximativ 1878 de ani, când din anul 70, unde a fost desfințat Ierusalimul, călcat în picioare, interzise evreilor să se mai adune acolo. Prin anii 1800 și spre sfârșit s-au făcut primele colonizări ale evreilor și după cenușa Holocaustului, sau din această cenușă, în mai 1948, s-a înființat din nou această națiune pe care Dumnezeu o iubește, pe care Dumnezeu a spus prin Ieremia 33, dacă puteți rupe legământul meu cu ziua, ca ziua să nu mai fie la locul ei și cu noaptea, atunci veți putea rupe legământul meu cu Israel, ca să nu mai fie poporul meu.
Nimeni nu poate schimba mersul Universului ziua, noaptea. E o lege veșnică a lui Dumnezeu și nimeni nu poate rupe legământul lui Dumnezeu, pentru că El este credincios legământului Lui. Am intrat și noi în acest legământ și Dumnezeu te asigură pe tine și mă asigură pe mine că rămâne la fel de credincios. Chiar și atunci când greșim, chiar și atunci când ignorăm avertismentele, chiar și atunci când poate vine disciplina peste noi. Și a fost călcat în picioare și Israelul s-a reîntors din nou. Și acum vedem ce stat puternic a dat cei mai înțelepți oameni, cele mai multe premii Nobel în toate domeniile științei și descoperirilor, se află în fruntea evreii dintre toate națiunile lumii. Căci Dumnezeul lor este Dumnezeul cel veșnic. Căci Dumnezeul lor este Dumnezeul tuturor împărăților pământului și nu numai Dumnezeul lor, și Dumnezeul nostru. De aceea vreau să mă apropiu de încheiere. Mi-am notat mai multe pasaje aici, vreau să închei și Domnul să ne ajute și poate că n-ar fi greșit, dacă îmi permit, frații, să încheiem cu o rugăciune, să ne dăruim Domnul, să ne rededicăm Lui, să rugăm pe El a cunoaște șansele pe care ni le acordă Dumnezeu, șansa cunoașterii, șansa cercetării, șansa întoarcerii, șansa rededicării, șansa auzirii vocii Domnului Iisus Hristos care vrea să ne strângă. Roman 8 spune că umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Să ne rededicăm în această seară lui Dumnezeu, să fim atenți la orice avertisment pe care ne dă Domnul, atât particular, familiar, cât la nivel de biserică. Și apoi să nu uităm cu orice disciplină. Și vreau să închei cu un verset pe care îl spune Apostolul Pavel în Evrei, în capitolul 12, versetul 11 începând, sau citesc și versetul, de la versetul 4 începând și câteva versete selectiv. Voi nu v-ați potrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi, ca și cu niște fii, căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă suntem scutiți de pedeapsă de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi spune versetul 10 și 11, căci ei, într-adevăr, adică părinții ne prezideau pentru puține zile, cum credeau ei că este bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru. Iată, poate chiar și această pedeapsă a națiunii sale a fost pentru binele poporului său, ca să ne facă părtași sfințeniei lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Întăriți-vă, dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce își căpătează să nu se mai abate din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Mă opresc aici. Haideți să ne rugăm Domnului, dacă ne-a acordat harul acesta de a fi în casa Domnului, de a fi împreună, harul păcii în inimă, în familie, în biserică, în țara aceasta, în Europa, în mare parte, în lume, se datorează Lui, se datorează interesului Lui față de noi, credincioșiei, bunătății, îndurării, dreptății Lui și gelozie Lui care o are pentru noi. Să nu disprețuim niciodată avertismentele Domnului, să luăm seama la ele, pentru că sunt spre binele nostru. Dar dacă vine disciplina și ea vine cu măsură și nu mai mult decât putem duce, să o acceptăm, să o primim cu bucurie. Și Domnul să ne ajute la aceasta și prin toate acestea să-L cunoaștem pe El. Prin toate acestea să lăsăm strânși sub aripile Lui, sub protecția Lui. Că nu e prima dată când te cheamă Domnul. Nu e prima dată când Domnul lasează acest mesaj atât pentru mine cât și pentru dumneata care asculți. O face repetate rânduri. De aceea, haideți să ne ridicăm și să ne lăsăm conduși de El în rugăciune. Și apoi frații vor continua și vor face încheierea așa cum vor găsi de cuvință. Cu toții să ne rugăm Domnului, tineri, adolescenți, copii, să ne rugăm Domnului pentru că Domnul ne iubește și este gata să ni se descopere și fie această rugăciune o nouă dimensiune a cunoașterii Lui. Pentru unul dintre lucrurile frumusețe care ni le dă Domnul este să-L cunoaștem atunci când stăm în rugăciune
Și Domnul să ne ajute la aceasta, cu toții ne rugăm Domnului. Amin.